Problema a fost adusă în discuție chiar de edilul Radu Mazăre în cadrul ședinței de Consiliu Local. Deși în lege era specificat foarte clar faptul că aceia care dețineau două proprietăți nu puteau beneficia de subvenția la căldură, angajații primăriei au aprobat totuși dosarele, iar oamenii au primit ajutorul. Din păcate însă, acum constanțenii trebuie să dea înapoi banii primiți, iar sumele nu sunt deloc neglijabile. În ordonanța lui Boc spunea că n-au voie să beneficieze de ajutoare de căldură cei care au două proprietăți. Dar dacă ai o proprietate și 5% dintr-un teren sau dintr-o altă proprietate rămasă moștenire, noi am zis că merită. E, acum s-au trezit idioții de la Ministerul Muncii și cu idioții de la Curtea de Conturi să spună că o cotă indiviză înseamnă o a doua proprietate completă. Au emis decizii de imputație către 2000 de familii în Constanța, care înseamnă afectând 5-6.000 de oameni, și le cer bani înapoi. Eu vreau să le spun așa, nu dați niciun ban înapoi, oameni buni. Am votat în ședință de Consiliu Local. Vă vom acorda asistență gratuită, juridică. Toți care ați primit asemenea somații, mergeți și depuneți-le unde ați depus cererea de ajutoare de încălzire, la City Park, la Ecaterina Varga, și acolo veți fi preluat de un avocat din partea primăriei care va contesta în instanță, pentru că este un abuz. În plus, Consiliul Local va depune o sesizare penală împotriva directorului Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, Laura Constantin, pentru abuz în serviciu. Aceasta are însă o altă variantă. Curtea de Conturi a lăsat măsură clară de recuperare debite la 140 de inși, doamnă. Pentru că dețin imobile peste 1600 de centimetri cubi, mașini mijloace de transport peste un cu capacitate mai mare de 1600 de centimetri cubi, au două proprietăți, în afară, una de domiciliu și încă o proprietate în afara celei de domiciliu, că nu se încadrează sau se încadrează în lista aceea de bunuri prevăzută, care exclude de la plata ajutorului. Potrivit directorului Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială, debitorii au la dispoziție să-și achite datoriile până la finalul anului curent.